Salutare, oameni buni, și bine ați venit într-un nou gameplay. Astăzi vom juca Xylum. Pentru că pare un joc foarte interesant. Da. Tocmai de aia avem o grafică ca și în 1893. Avem și un jurnal cu noi. Da, așa mă gândeam și eu, domnule. Bune. Oameni buni, să nu vă speriați de ce veți vedea aici, pentru că poate fi și mai rău. Deschidem ușa. Hai, mare. Nu mare. Something is blocking this door. Ce anume? Hai să forțăm. Hardly stand all this dust. Hai da. Deschide. Talent. Impossible. I can't go this way. Imposibil. Totuși noi facem imposibilul posibil. Ne uităm în partea asta altă, să vedem ce vedem. Aha. Just ordinary tables. Ordinary table. This table must have been nasty. Așa mă gândeam și eu. So much decay around me. It's depressing. And dust, lots of dust. Mizerie, da. Ordinary tables. Normal, bun. Să vedem ce avem aici la masa asta altă. Aha, văd că acolo mișună muștele. Merem din coace. Noi bar. De ce tușești, domnule? De ce tușești? Male patient wing, aha. Most windows in the building are protected in this manner. Da, uitați acolo ce apocalipsă interesantă. A tree seems to have fallen and collapsed the section of the corridor. Da. No way I can go around this tree. Da, așa mă gândeam și eu, domnule. Hai, întorci-te în partea asta altă să vedem ce găsim. O, da, un salon de spital. O, cred că merg. Ia, deschide ușile, domnul. Uitați acolo ce urme de sânge erau pe ușă. Foarte fain. Aha, și acolo ce se află oare? Hai să mergem înainte. Light tubes are hurting my eyes. Da. Deci lumina nu-i place la ochii lui domnul. Bine, hai să ne uităm în stânga, să vedem ce găsăm aici. You could put the best mattress you could find on those iron beds and they still wouldn't be comfortable. Așa mă gândeam și eu. Even when it was clean and orderly a few years ago, the infirmary wasn't a cozy place. Știam, domnul. Those are the male patient cells. But those are the male patient cells. Bine. Unfortunately, this gate is locked. Așa mă gândeam și eu la fel, domnul. Dar ce-i cu pătura asta aici? Key to cells. I might be able to find a key somewhere that opens the gate to the cells. Normal, bun. Unde găsim noi o cheie către... It's so very cold in here. Da. Foarte... Este foarte frig aici, așa a zis domnul. You could put the best looks like some kind of organ. On second thought, that seems to be a lung. Lung, yeah. Ce vrea să însemne asta? Just loads of useless junk. The radiators aren't working, and it shows. The cold here is glacial. No, nu mă bun dacă e glacial. Just loads of useless junk. Vedeți că nu stă, respiră, domnule. Might be able to find a key somewhere that opens the gate to the cells. Și unde vom găsi noi cheia, domnule? Just loads of useless junk.
Ah, va trebui să găsim o cheie, către ușa aia minunată. Ce poate fi mai minunat de cât atâta? Aha. Bine, am staționat greșit, stai puțin ce e acolo. Da. Nimic useful, cum a zis domnul. Deschide ușa. Hai da. Mă gândeam că nici asta nu mai are. Numai bun. No, alea, întoarce-te. Stai un pic, ce acolo? No, 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 n-avem nevoie. Deschidem ușa asta altă. Ne uităm mai bine în camera asta. Să vedem ce găsim, dacă găsim o cheie. Haide, domnule, turn around, cum a zis ăla. Un scaun foarte impresionant. Better leave the cafeteria quickly, unless I want more dirt in my lungs. Aha. Uitați, acolo e ceva. Nu putem merge. Disgusting. Da. Dezgustător. Na, hai mă. Nu înțeleg cum să întorci asta repede. Așa, acum e locked. Da. Impossible. I can't go this way. Bine. Hai întorci-te. Turn around, domnul. Să vedem ce găsim aici, un buton. I wonder what this button is for. This alarm is still working. In a sense, that's comforting. Just ordinary tables. Ei bun, am pornit alarma, oameni buni. Cum se aude numai alarma, hai să fugim de alarmă. Și mergem dincolo să vedem dacă s-au deschis ușile. Da, bună. Those are the male patient cells. Unfortunately, this gate is locked. Those are the male patient cells. But unfortunately, this gate is locked. Acum se aude o muzică mult mai fricoșătoare decât credeam. Uite-te mai jos, domnul, poate găsim ceva jos. Nimic. Voi vedeți ce paturi au ăștia. Useless junk. Just loads of useless junk. Da. Ei, hai să ne uităm pe jos, poate pe aici vă ok. Totuși n-ar avea logică să fie, dar nu. Am încercat. Ah, în fine, oameni buni, văd că jocul ăsta e foarte primitor. Uite-te în cealaltă direcție, domnule. Aha.
This asylum is huge. Mamă, ce mare e. Voi vedeți cât de mare e clădirea asta. This asylum is huge. Hai de pula mea. Păi o să avem ce face pe aici. Hai mă întorci, ce mă. Mă, dar n-ai putea să întorci o țară. El de-abia dacă rezistă o țară în coace. Și noi vrem să-i arătăm tot asylum-ul, da. Cum zice ala. Și acum turn around, please. Nothing worth noting on the corkboard. Nothing worth noting on the corkboard. Aha, deci nu e nimic interesant acolo. Bine, hai să ne întoarcem la început pentru că n-am văzut nimic acolo. Da, oameni buni. Un joc foarte interesant, numai că care o să-mi ia foarte mult timp să-l descifrez pentru că pentru că e foarte mare. Da, deci asta a fost prima parte, oameni buni. Dacă vreți să mai continui, lăsați comentarii și bineînțeles ne vedem data viitoare. La revedere!